Abia am intrat pe server și deja e unul care vrea să mă omoare. Că de, suntem în Wasteland, ca de obicei. Toată lumea vrea să te omoare. Holy fuck. Cum să fie așa de câși, frate? Explică și mie. Mai ales cu dita mai arma asta, cu muniție la greu pe ea și tot felul. Ok, unde e ăla acum? Că știu că mai era unul acolo. Oh. E unul mor pe jos pe acolo, asta înseamnă că s-a omorât acum de foarte, foarte curând. Și uite și tu ce scop avea pe ea. What the fuck? $300. Avea și ceva bănuți, adică tipul ăsta a omorât pe câțiva. Unde campează ăla, mă? Explică și mie. Deci e unul care campează acolo sus, uite. Undeva prin boschis pe acolo. Voi îl vedeți? Imediat cum am scos capul, cum îmi dă? E unul la mașină, tocmai și-a luat o armă ceva. E plin orașul ăsta de oameni. Mort. Acum știi cum e? Un fel de ghici, știi? Ghicește unde e ălalt. Dacă el te vede primul, el te omoară primul, știi? Cam asta e șmecheria în orașul ăsta în momentul de față, dar oricum e destul de fain. 147 gloanțe. Nu am gloanțe de rezervă, asta e singura problemă la arma asta. Că încărcătorul e destul de mare și trebuie să te să ai un ghiozdan ceva ca să cari mai multe gloanțe, dar nu știu, o problemă, 147 de gloanțe ne ajung. Zic eu mai mult decât avem nevoie. Să avem grijă aici. Apropo, în legătură cu Wasteland, știu că foarte mulți dintre voi mi-ați cerut să mai fac Wasteland. Și de acum, dacă îmi permite timpul, deci nu vreau să promit nimic momentan, dar planul e să pun un Wasteland pe zi. Cam asta aș vrea să fac. Să vedem exact dacă o să-mi permită timpul. Eu îmi doresc să fac chestia asta pentru că e destul de fan modul ăsta, dar v-am zis, e în funcție și de timpul meu. Dar dacă se întâmplă să am timp, veți avea și un Wasteland pe zi. Și probabil și veți avea și alte serii. Trebuie să apară unele jocuri acum noi. Poate încercăm și unele jocuri mai vechi, o să vedem. Dar nu vă faceți griji, nu o să aveți doar The Forest. Știu că în ultima vreme am pus doar The Forest. Știu că foarte multă lume vrea și altceva, așa că așa voi face, nu vă faceți griji. Așa, ia să... În principiu ce fac eu acum e campez mașina aia, știi? O mașină militară acolo? Așa apare. Mașină militară în depărtare acolo. Nici n-am o mașină cu care să plec, știi? Toate stricate de aici. Dacă aș găsi un toolkit ceva, aș putea să-l iau. The fuck, e unul mort aici, uite-l. What the fuck? Ok. Mi-a luat îmbrăcămintea lui. Dacă tot e mort acolo. De ce nu? E îmbrăcăminte de aia de soldat.
Totuși ăsta a murit în locul ăsta. Nu știu cât de sigur e. Probabil nu-i sigur deloc. Ăla care campează undeva sus acolo, probabil tot acolo e și momentul de față. Și mai mult ca sigur l-a luat pe ăsta prin geam. Că vezi cum e? Stă cu fața lipită de... de... zid acolo. Oh-oh, ce-i acolo? Ia uite. Cineva care tractează ceva, o mașină. Ia hai să-l surprindem dacă trece pe aici. Mă gândesc că pe aici o să treacă, că n-are pe unde până în altă parte, nu? S-a dus în... s-a dus pe acolo, pe sus? Uf. Ok, unde e? Uita-l. E undeva sus, tare de tot. După copacul ăla. V-am zis eu că ăla tot acolo și tot campează. N-a plecat. Aș vrea să-i fac un flank, știi, dar... nu cred că și-a dat seama că am ieșit din, din casă. Oh, am găsit un repair kit. Și fuel can. Hai să ne întoarcem la o mașină și să o luăm. Sunt curios dacă are vizibilitate, știi, la... la mașina asta de aici. Mai mult ca sigur are. Să sperăm că nu spawneze nimeni în spatele meu în timp ce repar mașina asta. Repair. Asta e faza, sunt într-un oraș și în oraș de obicei spawnează lume, știi? Și mai ales orașul ăsta e destul de populat după cât ați văzut. Driver. Și am plecat. Fuck, 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 fuck. Să fii tu sănătos acolo sus. Am luat mașina. O să parchez pe aici. Fuck. De sus de acolo trage, frate, pe bune. Pe bune. Wow. Adică cât de plictisit trebuie să fii să stai să campezi pe un deal toată ziua și să... oh, ok. Văd ceva militar acolo. Hai să vedem despre ce e vorba. Joc independent pentru că toată lumea pe server joacă independent. Deci și ieri și azi când am intrat pe Wasteland, toată lumea era pe independent, nu mai era nimeni pe echipe. Cred că sunt 8 și 8 pe echipe, în rest toată lumea... serverul e full. Deci toată lumea e pe... pe independent. Bă, arme bune. Dar îmi place asta pe care o am eu acum. Și putea să iau ăsta, driver. Asta e în condiție perfectă. Îl luăm pe ăsta de aici. Și hai să-i facem flank fraierului ăluia. Să vedem dacă reușim să-i facem flank. Să încercăm să-l omorâm. Dacă tot... de undeva de sus de acolo trăgea. Să marchez eu unde... și noi suntem aici. Ăsta e orașul. Bun. Ăla e orașul, el e undeva pe dealul ăla acolo, știi? Acolo sus. Hai să ne urcăm la el. Sperăm că nu o să mă vadă. E ca și cum aș fi în cea mai camuflată mașină. Bine, e o mașină cu camuflaj digital, dar... nu e chiar... nu e chiar foarte camuflată. De un armored vehicle. N-ați mult la misiuni momentan, că n-are niciun rost. Dar îmi place să mă omor cu ăștia pe aici, să văd unde sunt, le fac flank, chestii de genul ăsta. Cred că asta vom face în Wasteland acum, că e fun.
Hai să vedem dacă reușim să-l căpucim pe ăla. Bă, frate, greu mai merge asta pe aici. Greu de tot. Hai, poate și prinde un pic de viteză. Uite și s-a spunat o mașină nouă. Păi stai așa un pic. E unul acolo, uite-l. Ne, nu-l nimerez de aici, e prea departe. E unul care tocmai s-a spunat acolo și s-a dus la mașina aia de acolo. Toată lumea se spunează în orașul ăsta, what the fuck. Da, e foarte, foarte curios. Vezi? Încă mai trage ăla. Te lasă, fuge de la mașina aia, uite că îl văd acolo. Foarte greu îl vezi, dar îl observi. Dacă te uiți foarte atent, îl observi. Iar fraierul ăla e undeva sus acolo, la copaci. Acum, tot ce-mi doresc e să nu mă vadă. Probabil o să mă audă, mai mult ca sigur. Dar să vedem, măcar îmi dau seama unde e poziția lui, știi? E clar că are o grămadă de muniție. Asta e clar. Că n-ar trage așa de nebun altfel. De exemplu, eu n-am o grămadă de muniție și nu trag aiurea. Un ATV aici. Are motorul pornit. Ok, pe unde e fraierul ăsta? O fi mai sus? Și care e faza în arma? Poate să fie din orice boschet. Oricare din tufele astea poate să fie un om, știi? E aici ăla? Nu e aici, dar cred că de aici trăgea. Cred că din mașina aia trăgea. Că prea avea el muniție așa la greu, știi? N-am un repair kit, că aș fi luat-o pe aia, știi, dar n-am. Să vedem care e în oraș. Ce-mi place când se blochează așa arma, e superb. Cineva cu mașina acolo jos. Mai am 123 de gloanțe, hai să mă duc după el. Nu-mi dau seama dacă l-am omorât sau nu, dar nu cred că l-am omorât. N-am tras eu chiar așa de bine. Totuși s-a oprit. Nu știu de unde mi-a tras. Sincer, nu știu de unde a tras. Ah, da. Foarte interesant. Hai să-i băgăm un respawn și vedem unde ne dă. M-a făcut fraierul. S-a dat jos din mașină și mi-a făcut flank. Și nu am văzut unde mi-a dat. Da, nu contează. Oricum am omor câțiva de data asta. Vreau să-l omor pe ăla care stătea sus acolo. Ați văzut? Ăla care stătea sus acolo a plecat. Probabil stătea la mașina aia cu 50 chelul și de acolo trecea. Ok, hai să vedem unde ne-am dat. Ne-am spawnat. Suntem în Palos. E unul mort acolo, what the fuck? Dacă e unul mort acolo, înseamnă că e oameni pe aici. Care campează, știi? De multe ori așa-i. Fill water bottle. Nu știu de unde, dar ok.
De aici. Uite mașina aici, frate, în spate. Toată lumea se înghesuie la alea din față, da. N-are muniție asta. Cine naiba ia muniție și nu ia armă? Nope. 45 ac până am. Fuck, și astea și cu roțile bușite, vezi? Deci, n-ai cum să le iei de... What the fuck, e o armă pe jos aici. Și încă e o armă bună. Și încă are 30 de gloanțe. Cum naiba era pe jos asta aici? Cea mai ciudată fază până acum. A scăpat-o cineva? Asta e o armă bună. Fuel can. În caz că avem nevoie de combustibil. Holy shit, soar? Ce-i asta? Driver, hai să plecăm de aici. Și mi-a luat caschetă de aia de pilot. Uite și tu ce cască. Așa, mergem pe aici și o să mergem la... acolo unde ne-a omorât. 1,3 km, nu e departe. Că acolo e un pic mai multă acțiune, nu știu de ce se spunează toată lumea acolo, dar... Am zis că sunt foarte mulți care se spunează acolo. Oh-oh! Trebuie să am mare grijă cu mașinile astea. Am un obicei foarte prost să le răstorn. Mi se întâmplă foarte des. Din păcate. Nu știu dacă cascheta asta mi oferă vreun avantaj, vreo protecție. În mod normal ar trebui, da. Cine știe. E pilot helmet, adică de pilot. Nu știu câtă protecție se oferă asta de pilot. Careva pe aici. L-am călcat pe ăsta. Take $100. Avea lansator de rachete sau mi s-a părut mie? Parcă avea... uite-l. De unde n-ai băla scos pe ăsta? Și are rachetă în el? N-are. Inventorii... uite, Titan Missile. De aici mă și-l lua și și-l punea, vezi? Și-l, el și-l încărca și l-a încălcat. Faza e că nu mai am cu ce să plec de aici. Că i-am dat una... Da, ia stai, acolo e o mașină, parcă. Ia să vedem. Cât ghinion să ai, frate, să-ți faci luș și să te calci unul așa. Mi s-a întâmplat și mie. Mie nu să mă calce, dar să mă omoare. Exact când făceam looting. Bun. Asta e mașina în care trăgeam eu. E încă într-o bucată. Și merge fără probleme, așa că... O să o luăm. Și să ne plimbăm cu ea. E să mă uit pe artă. Ne ducem în... Nu ducem nicăieri aici, nu-i bine. Gun store. Acolo mai mult ca sigur la gun store e cineva, că... Gun store-urile de obicei sunt controlate de playeri. În mare parte de echipe. Chiar dacă nu sunt foarte mulți online într-o echipă, să zicem că sunt și 5 oameni, stau și controlează gun store-ul.
Pentru că de acolo poți să-ți cumperi o grămadă de arme, chestii de genul ăsta și tot felul. Și atunci, ăsta e un interes destul de mare pentru echipe. Dacă ești independent, nu e așa un mare interes, că ați văzut și voi. Mori, îți găsești arme imediat, nu e așa mare chestie, dar pentru echipe e destul de folositor. Eu nu mort acolo. Am să mă urc pe aici și ne urcăm un pic aici sus. Hai, hai, dă-i bătaie, ce faci? Te oprești așa? Bagă mare. Așa, și ne îndreptăm spre Gun Store, să vedem dacă găsim acolo niște oameni. Nu știu acum racheta asta pe care am luat-o eu și cu rocket launcher-ul, dacă sunt mai multe tipuri. S-ar putea să fie asta să fie guided missile și să nu poți să tragi așa oriunde vrei tu. E guided și mai e și ăla în care poți să tragi chiar în orice direcție, dar la guided am impresia că nu te lasă să tragi decât dacă ai un lock-on. Ceea ce e folositor dacă vrei să mori pe cineva care are un elicopter. Dar dacă vrei să tragi, de exemplu, vezi o mașină și vrei să tragi în ea, nu știu dacă îți face lock-on pe mașină. Dar să vedem. S-ar putea să mor oricum înainte să-l folosesc, dar nu o să fie mare problemă. Ați văzut. Te spawnezi, îți iei arme imediat, îți iei mașină și te duci la bătălie. Asta e fun în Wasteland. Că nu stai, nu trebuie să stai să-ți cauți arme 7 ani și prostii de genul ăsta. Oh, shit. Ok, cineva trage deja. În mine trage. Aha, uite-i. V-am zis eu că stau aici și controlează Gun Store-ul. Uite, e unul care stă direct acolo. What the fuck? I-am tras direct în freză. I-am tras direct în freză. Ați văzut și voi. Nu știu, frate. Cred că mă întorc la Gun Store-ul ăsta să-mi bat picioare dacă nu. Ați văzut câți erau aici? Trebuie să-mi iau revanșa. Trebuie să-mi iau revanșa neapărat. Random Town și să vedem unde ne dă. Să vedem cât de aproape sunt de Gun Store-ul ăla. Inventory. Nu prea mă ajută cu nimic ce mi-a dat ăsta aici, dar măcar am o mașină. Suntem la 3 km distanță. Hai că dacă stai să te gândești, nu e chiar atât de mult, dar am nevoie de o armă. Ceva pe aici? Yep. Bun, așa. Am și cască cu ion. Că dacă n-ai cască cu ion, poți să zici că te-ai născut degeaba, adică că nu știi ce faci. Trebuie să ai cască cu ion neapărat. Să-i dăm drumul. Cineva îmi zicea că dacă ți iei oglinzile, vedeți cum mă uit, dacă mă uit în oglindă, chiar vezi în timp real ce se întâmplă în spate. Dacă ți iei oglinzile, să vezi exact ce se întâmplă în spate, ci că scade FPS-ul mult mai tare decât dacă ți setezi să nu se mai vadă oglinda. Nu știu, dar ați încercat chestia asta, cei care aveți armă. Că mă gândeam să dezactivez oglinzile, că nu sunt chiar așa de folositoare, de câte ori m-am uitat eu în oglindă, chiar așa să mă uit în oglindă, știi? Nu prea le folosesc aproape deloc, bine, că în mare parte conduc de aici. Dar, în mare parte, uite, dacă mă duc aici, hai să vă zic, mă duc aici, deja am 50 de FPS. Mă duc în mașină, deja am 30 de FPS, deci îmi scade, 20 de FPS deja îmi scad când mă duc în mașină. E ciudat, e ciudat.
Dar, nu știu, cred că o să testez chestia asta, să vedem dacă merge mai bine dacă dezactivez oglinzile alea. Dar oricum, hai să ne întoarcem la Gunsword, să vedem dacă putem să le luăm revanșa pe ăștia.